și veșilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, poate întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele vezi schimba te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeu, este oare posibil ca și noi, în vremurile pe care le trăim, cu atâtea păcate în noi și în lume, să nădăjduim a avea roadele Duhului Sfânt în viața noastră? Răspunsul nu poate fi decât da, iubiți credincioși. Pentru că scopul vieții creștine, dintotdeauna, inclusiv astăzi, este dobândirea Duhului Sfânt. Sfântul Pavel în Evanghelia, în cuvântul către romani pe care l-am ascultat acum câteva clipe, ne-a amintit despre, citez, iubirea lui Dumnezeu, care se revarsă asupra noastră prin Duhul cel Sfânt dăruit nouă. Dăruit nouă, nu doar acelora. Acest lucru este posibil și pentru noi cei de astăzi, o spune, o mărturisește Sfântul Pavel, căci noi, prin Iisus Hristos, am făcut pace cu Dumnezeu. Orice păcat este un război cu Dumnezeu. Dar prin crucea și sângele Domnului Hristos am făcut pace cu Dumnezeu și mântuirea noastră se fundamentează pe sângele răstignit pe cruce și pe învierea Domnului Hristos. Pentru noi se împlinesc anul acesta 38 de ani de când am fost numit la această parohie. 38 de ani de bucurii, de împliniri, dar și de încercări, toate de la Domnul. 38 de ani pe malul lacului Bitezda, Bitezda pe care noi am numit Biserica Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Tot în acest timp m-am comportat, mai ales după cuvintele Sfântului Grigorie Teologul: mai bună este fapta fără vorbă decât vorba fără fapte. Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duh.